aceleași săptămână aștept doar o victorie, pentru că e o nouă campanie a celor 6 națiuni și contează pentru calificarea pe mondială, meciul și rezultatele pe care o să le avem. Și e primul meci și tot timpul într-o competiție oficială, primul meci e foarte important. Deci toți ne așteptăm la o victorie. Jucătorii sunt aproape aceiași, în afară de accidentați care i-am avut în noiembrie. Și m-am rămas pe aceeași strategie. Condițiile sper să fie bune, ținând cont că de asta suntem la Cluj, să putem să jucăm pe un gazon uscat. Pentru că dacă rămâneam în București, nu puteam să jucăm, datorită condițiilor meteorologice. Și sper să fie atmosferă, să vină lumea să ne ajute. Echipa Portugalei, am văzut-o pe site, au făcut o echipă cea mai bună la altora. Nu pot să aibă alții. Pentru că dacă pierd aici, ei nu mai au nicio șansă să se califice probabil. Pentru că după aia joacă cu George acasă și o să le fie foarte greu. Ținând cont că nici nu au participat la turnul 2007 la Las Vegas săptămâna trecută și a dat toate șansele pentru această competiție să participe la mondială. Probabil de pe al treilea loc. Starea despre este foarte bună, pentru că din ce am văzut la antrenament și comportamentul băieților s-au regăsit cu plăcere. Îi face plăcere să vină la echipa națională și asta e un lucru foarte important. Condițiile sunt excelente unde stăm, unde ne antrenăm. Primul rând am lucrat la Cluj aici 4 ani și știu, cunosc oamenii și lumea logistică. Lumea s-a așteptat ca, adică cel puțin în provincie, oamenii așteaptă să vadă jucătorii și nu, suntem foarte bine și e foarte bine că s-a putut realiza chestia asta, să mai ieșim din capital, să poată și ceilalți jucători ai lui din țară să aibă acces la jucătorii de echipă națională, la antrenori și tot ce se întâmplă în jurul echipei. Aș vrea și mi-aș dori ca să vină cât mai multă lume, copii, în primul rând, pentru că este cel mai important pentru viitorul lui. Și să cântăm din împreună, să ne bucurăm, să fie o sărbătoare, chiar poate spectacolul nu o să fie datorită condițiilor de afară, nu o să fie. Dar să ne ajutăm unii pe alții și să câștigăm meciul, pentru că e foarte important și e important să avem public. Și ar fi foarte bine, pentru că de asta vreau să jucăm în profesie, ca lumea să poată să aibă acces la aceste evenimente.